La sfârșitul lunii aprilie se dă startul campaniei electorale pentru europarlamentare, așa că suntem în perioada sondajelor de opinie, comandate de partide politice sau de către diferite publicații. Cel mai recent sondaj, efectuat de către INSCOP Research la comanda publicației Adevărul, arată că PSD și UNPR ar obține 37,1% dintre voturile exprimate la alegerile europarlamentare, conform sondajului amintit, PNL 20,1%, PDL 17,5%, UDMR 4,7% și PPDD 4,6% din intențiile de vot. Dacă își doresc sau nu liste comune ale USL pentru alegerile europarlamentare, 42,5% dintre români cred că PSD și PNL ar trebui să candideze separat, în timp ce 28,7% dintre români preferă varianta listei comune. 28,8% dintre respondenți nu știu sau nu răspund la această întrebare. Potrivit sondajului, cele mai importante calități pe care trebuie să le aibă europarlamentarii sunt cunoașterea unor limbi străine, să aibă studii potrivite și să aibă experiență politică. Românii au fost întrebați și despre alegerile pentru Parlamentul României. Astfel, 56,3% ar vota cu USL, 17,7% cu PDL și 5,1% cu PPDD. Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la comanda cotidianului Adevărul în perioada 16-21 ianuarie. Volumul eșantionului a fost de 1054 de persoane și este reprezentativ pentru populația României de 18 și peste 18 ani. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3%, la un grad de încredere de 95%, eșantionul fiind de tip multistratificat probabilistic.